Salutare, prieteni! Aș vrea să facem un clip despre eficiența boxelor cu fătătoare. Niște boxe pe care eu le-am confecționat de ceva timp și aș vrea să vă arăt niște femeluțe care urmează să fete pe data de 30. Deci ar mai avea cam 10 zile. Aș vrea să vedeți cât de importante sunt aceste fătători, pentru că ele ca mame se pregătesc din timp. Aceste mini intrări, să zic așa, mini uși care sunt făcute, ele se vor apuca din timp să-și construiască cuibul, se vor smulge și cu aceste îmbunătățiri noi vom spori șansele de reușită ca pui să fie bine și să fete și ca femela să fete cu bine. Încă o femelă aș vrea să vă arăt care și ea s-a pregătit în timp și ea tot pe data de 30, așteptăm puișori. Sunt lucruri bune care îmbunătățesc șansa de reușită la femelă. Aici încă un cuib. Este prima femelă a mea care mi-a fătat în această fătătoare. Eu nu am folosit până anul acesta, nu am folosit cuștile cu fătătoare, însă la cele de aici de pe Streets foloseam întotdeauna paravanul. Paravanul acela care îl puneam din tavan frumos cu acele profile U, frumos un paravan de intrare pentru ca ea să ocolească cumva cușca și să fete acolo în colț atunci când le aveam afară. Acum că le am în interior, nu o să mă abat de la această regulă, o să le folosesc în continuare acele paravane ca totul să fie bine și ca femelele să fete cu bine. Încă o femelă aici, am mutat-o recent, o femelă de uriaș, pentru că și ea, fiind la prima fătare, nu pot să știu ce va face, și-a dat șansele de reușită vor crește cu paravanul de fătare, cu această fătătoare pe care eu am făcut-o. Neapărat instinctul mamei duce ca și fiica să-l aibă la fel. De multe ori se pot inversa rolurile și nu e ok. Cu o femelă de uriaș care nu pot să risc, pentru că este una dintre cele mai bune femele ale mele scoase anul acesta, pe rasa uriaș. Așadar, nu risc. Și cu această ocazie și i-am dat o boxă cu fătătoare. Și în același timp este montată și cea de Hicol, ca doică. În cazul în care femela nu are suficient lapte, pot muta. Sunt indicate aceste monte ca fiind făcute mai multe în aceea zi. Femelă fluture, femelă uriaș, femelă Hicol, ca șansele de reușită să fie mai bune, mai mari și să nu aruncăm puișori. În momentul în care o femelă face 10 pui și alta face 3, putem să echilibrăm cumva cuibul în așa fel încât să nu aruncăm pui. Cam atât despre aceste fătători. Eu o să mai fac acolo un soldat. O să-l fac tot cu fătătoare pentru că e mult mai ok, v-am spus, și mai ales dacă le aveți afară. Eu că le am în interior e altă treabă la mine. La uriaș nu am avut niciodată probleme să-mi împrăștie cuibul sau ceva. Aici am izolat foarte bine cu policarbonat pentru că făcea un curent și automat nu făcea bine la animale. Am lăsat de că partea aceasta cu plasă, dar e posibil ca și aici să mai închid. Însă trebuie foarte, foarte să fiu foarte atent
să nu închid prea mult, adică să am totuși aerisire, pentru că este curentul e nenorocit la animale și se pot întâmpla se pot întâmpla ca puișorii să îmbolnăvească și nu vreau. Am altă prieteni, puișorii de urea sunt ok, au început să mănânce, le-am mai suplimentat cu încă o cutie de grăunțe ca să aibă două. Aici le-am pus și sare, dar au luat-o. Bine, ciucărici, uitați-o aici. Sare le-am pus la toți astăzi pentru că să poată să-și ia și mineralele. La fiecare le-am pus și aici avem la toți. Indiferent că sunt masculi, indiferent că sunt femele, toți au câte o bucățică de sare, pentru că orice animal are nevoie de sare. Avem noi, cum și noi oamenii avem nevoie, așa și ei. S-au zis de bine, vă salut!